Luca! Ce faci acolo? Jonglerie în bucătărie. Bravissimo! Ce este? Ros place la tot lumea și se plimbă la mine în bucătăria. Logic, somonul. Maruța, nu ești tu, Maruța, că astăzi te-ai asortat cu cămașa asta, cu preparatul care îl vom face aici, nu? Bine, Mantonio, pentru tine somonul înseamnă doar o culoare? Ei bine, pentru mine somonul înseamnă omega 3, vitamina D și chiar... vitamina B12! Adică multă sănătate, sănătate, sănătate! Asta multă înseamnă sănătate, somonul. La revedere, multă sănătate! Perfect. Atenție, astăzi vom pregăti felia de somon. Se pune foarte frumos pe un blat, a doua felie de somon. Felie de somon. Sunt puse toate pentru peste o folie transparentă care ne va ajuta să le rulăm. Rețetele astea sunt foarte ușor de făcut, foarte ieftine. Bucătăria e distracție, mie asta îmi place. Da, știu că la noi în distracție, în bucătărie și ne distrăm și glumim. Brânza cottage. Chivas. În Italia asta se cheamă erba cipollina, adică iarba de ceapă. Tăiam chivas. Se pune peste brânză. Se amestecă. Ce prepar tu acum? Este pentru prânz, pentru cină sau pentru micul dejun? Asta este un întreu. Poate să fie un întreu, poate să fie un mic dejun un pic mai substanțios și facem, vezi, la asta trebuie folia noastră. Capisci? Facem rulou și... Și mai pui iarăși brânză. Brânză cocii. Cu niște... Cum ai scătia asta? Chivas. Ceva trebuia să faci tu, zi? Concerto in do minor pe iarba chivas și Maruța. Vezi? Am făcut așa. Ea trebuie să stai în frigider măcar 2-3 ore. Eu ce-am făcut? Astăzi dimineața, când tu dormeai, da, m-am trezit și m-am gândit, hai să fac niște rulourile. Asta deja sunt 4 ore că l-am în frigider. Cuțit că taia foarte bine, da? Foarte important. Foarte tare. Mai tăiești mie o feliță. Să-l dau, stai. Rulou de somon afumat cu brânza cottage și fulgi de migdale. Asta îmi place foarte tare. Se face foarte ușor, e foarte sănătoasă. Omega 3, vitamina D și chiar B12. Chivas. Dar îți dai seama ce poftă le fac celor care se uită acum? Asta este rulou de somon. Somonul face foarte bine la noi în bucătărie, pentru că ia uite ce bine arată. Gătiți foarte mult cu pasarelii și Maruța. Ceva foarte delicios și sănătos și foarte gustos.